Incendiu într-un bloc de locuințe din strada Miorița, cartierul Telecentru al Capitalei. Focul a cuprins un apartament de la etajul 4. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime. Proprietarul apartamentului a refuzat să vorbească în fața camerei. Bărbatul totuși ne-a spus că incendiul s-a produs din cauza folosirii dispozitivelor electrice de încălzire. Nu folosiți aparatele de încălzire electrice. Ați avut un aparat de încălzire? De încălzire electrice, da, și de atunci. Și încă bine nu am dormit. Afectat destul de bine, chiar mult. Televizorul, patul, dulapul, haine. Apelul la serviciu 112 a fost efectuat de către vecini. Oamenii spun că fumul des s-a răspândit rapid. Eu când am deschis ușa, s-a stat fumul cam în apartamentul la noi astăzi. Deci era, deci totul, nu s-a văzut nimic. Eu am luat vecinul și stăpânul și încet l-am scos, pentru că aici era strașnic. S-a întâmplat practic în 2 minute, am simțit un miros de fum, parcă cineva a prins un ziar. Timp de 2 minute am depistat că toată casa e plină cu fum. Potrivit angajaților IGSU, incendiul a fost localizat în mai puțin de 10 minute. Ajunși la fața locului, angajații inspectoratului au stabilit că ard bunuri materiale în interiorul unei încăpere a apartamentului. Pompierii au reușit localizarea incendiului către orele 13 și 26 de minute. În urma arderii nu au fost stabilite victime. Cauza și circumstanțele exacte în care s-a produs incendiul urmează a fi stabilite de către experți.